piesă. Un tânăr de 27 de ani din comuna Bârla din Argeș a avut noaptea trecută nevoie de ajutorul medicilor după ce un stâlp de telegraf a căzut pur și simplu peste el. Bărbatul se deplasa pe bicicletă când la un moment dat, din senin, fără să-l atingă, stâlpul din lemn de pe marginea drumului s-a prăbușit peste el. În urma incidentului, biciclistul ghinionist s-a ales cu multiple contuzii, dar și cu un traumatism craniocerebral și traumatism de bazin. Stâlpul ăsta e de 3 săptămâni așa. L-a plecat. Putea să cadă pe mașină, putea să cadă pe un copil, putea să cadă pe oricine. Cred că a avut noroc că a fost cu bicicleta aia, dar ni de-a sărit, cred că nu? Nu? Nu știu cum s-a fi întâmplat. Victima a primit îngrijiri la fața locului, ulterior a fost preluată de o ambulanță și transportată la spital pentru îngrijiri de specialitate. Bicicleta a fost și ea distrusă. Potrivit localnicilor, stâlpul de telegraf era ușor înclinat, dar nimeni nu s-a gândit că o să cadă și o să rănească pe cineva.